Permiteți-mi să îi invit pe Gabriela Iacob și Cristian Iacob în fața dumneavoastră pentru un micro-recital de poezie dedicat din creația Lirica Părintelui Gerasie, dedicat special acestui genul. Dar trebuie să le bună ziua. Trebuie să le contrazic puțin pe Bogdan. De data asta eu cel puțin m-am axat un pic pe proză, pe proza Părintului Gelasie. Mi-au plăcut câteva. Ladies first. Pe cine doriți prima oară? O să încep să citesc. Sunt câteva texte aproape practice despre rugăciune, despre specificul rugăciunii carpatine. Sigur este din moșul din Carpați, din Neofit Pusnicu. Primul text sună cam așa. Așa obișnuiește-te să începi orice lucru cu un gest discret de plecăciune închinare, ca plecare ușoară și neobservabilă. Cu orice te întâlnești, față de orice vezi, fă acest gest. Și când vorbești, orice vorbă să aibă formă iconică, adică să fie smerită, plăcută și nevătămătoare, iertătoare. Orice lucrezi cu mâinile să fie sub acest semn gestic de închinare și plecăciune, fără să fie nevoie să faci semnul Sfintei Cruci. Acesta îl poți face doar când ești singur și la momente mai deosebite. Să te ferești să devii ritualist, rigid și fanatic. Fă gestul iconic lejer și larg, ținând cont de împrejurări și situații specifice. Chiar și gândurile bagă-le în formă iconică de plecăciune. Vei gândi smerit, liniștit și nevătămător. Practicând zilnic aceasta, forma iconică îți va intra până în sânge și te va iconiza hristic. Aceasta te va deschide și mai mult pentru rugăciunea gestică ce o faci în momentele de liniștire, când viul iconic hristic te va pătrunde până în adâncul ființei. Așa de mult să-ți placă gestul iconic, încât să-ți devină o fire proprie și permanentă. Acesta este primul text, care mi se pare chiar de o folosință chiar practică pentru fiecare. Următoarea este un text splendid despre rugăciune. Mi-am permis să-l aleg pe asta. Face parte chiar din cartea... Aș vrea să vă spun altceva, dar mi-a sărit atât de tare și mi-a plăcut atât de tare textul ăsta, încât dați-mi voie să-l citesc. Fiule, eu mă rog cu toată ființa mea, suflet și trup, ca întreg de om. Eu fac din om icoana odihnei lui Hristos. Uită-te la icoană. Totul este odihnă în care Duhul Dumnezeesc poate să-și facă locaș. Ce mare bucurie duhovnicească este ca tu să te faci locaș odihnei lui Hristos și al Preasfântului Duh. Eu nu mă ridic cu mintea și inima la cele de Duh, ci mă fac trup și suflet închinare de om fiu și în icoana de închinare chem și mă silesc să odihnesc pe Domnul Hristos și pe Preasfântul Duh și binecuvântarea Tatălui Dumnezeu. Mintea și inima mea sunt înseși închinare. Și așa mi se opresc gândurile și simțirile, iar cele păcătoase se curățesc. Eu nu fac mintea și inima Duh, cum zici tu, ci le fac închinare de fiu om. Și din această închinare fac ca un altar pe care se coboară Domnul Hristos și Preasfântul Duh. Eu nu mă unesc cu Duhul, ci cu închinarea în care sunt Duhul și Lumina. În închinarea aceasta se odihnește Dumnezeu și eu mă odihnesc tot în această închinare. Și în închinare altar ne întâlnim și ne unim ca inimă icoană. Mintea și inima mea nu se fac Duh, ci se fac închinare în care se odihnește Duhul. Tu zici că pronunți mereu numele preasfânt al Domnului Iisus Hristos. Eu în numele Domnului Iisus repet neîncetat închinarea. Că închinarea este chipul de taină al Domnului Iisus și al Preasfântului Duh. Atenția mea este mod deosebit pe închinare, care odihnește pe Domnul Iisus și pe Preasfântul Duh și în care mă odihnesc și eu însumi. Mintea și inima mea nu capătă vedere de Duh,
ci capătă vedere de cruce închinare, ca un altar icoană în care odihnește Dumnezeu. În închinare introduc totul, orice imaginație și simțire, orice luminare și grăire. Ava, pusnicul al meu, făcea metanii și închinăciuni ziua și noaptea fără oprire și a murit închinându-se. Poți face și cu respirația în stare de liniștire. Când inspiri aerul, să te lărgești întinzi în tine, trup și suflet, dar ca o întindere pe cruce, crucea fiind ușa de deschidere și așa toată atenția ta să fie pe această lărgire sau cu atenția pe expirația aerului în gest de închinare a întregii tale ființe și a tot ce este în tine, trup și suflet și a tot ce vine din exterior și așa să te faci una cu închinarea în care să odihnești pe Dumnezeu și pe tine însuți. Mintea va înceta să gândească, simțirile să-ți dea imagini, dar pe toate introdule în formă de închinare, stai în închinare ca într-o icoană. De aceea pentru mine icoana este altarul de taină, să stai ca în icoană. Este treapta înaltă a duhovniciei învățate de la Ava al meu. Închinarea, îngenunchierea propriei ființe în fața lui Dumnezeu cel întreime, Tatăl, Fiul și Sfântului Duh, este practica mea, cum zici tu. Eu nu caut vedenii, lumini, cine știe ce stări miraculoase. Le alung imediat ce apar. Pentru mine închinarea ca în icoană este cea mai mare vedenie și minune și lumină. Această lumină harică, odihnită și acoperită de închinarea mea este trăirea peste fire, în dumnezeitoare. Oh, de-ai gusta o picătură din bucuria închinării ca în icoană. Iar la final, pentru toți cei care l-au iubit atât de tare, în păcate noi suntem post-ghelasieni, n-am avut, adică, decât bucuria să ne întâlnim cu textele lui și cu niște oameni la care a ținut niște oameni absolut deosebiți. Pentru ei, o să spun, probabil, cu siguranță știu toți, un fragment din lirica lui și sunt convins că pe dinăuntru lor toți spun asta către Părintele Gheleasa. Ava al meu, Ava al meu, chiar nevrednic cum sunt, în veșnicie te voi cinsti ca pe Părintele meu ce m-a făcut dăruire lui Dumnezeu. Pâinea. Pâinea, aluatul din făină de grâu dospit și copt. Azi mai este un aluat nedospit și copt rapid. Mai este pâinea pusnicească a sihaștrilor, tot aluat, tot dospit, dar uscat la soare, în condițiile în care nu sunt posibilități de copt. Se mai poate face pâine și din ors, secară, porumb, orez. Noi aici consemnăm chipul iconic al chipului de pâine. Chipul pâinii este hrana de temelie a vieții, pe care o cerem de la Dumnezeu Tatăl prin rugăciunea domnească, pâinea noastră, cea spre ființă, sau cea de toate zilele. Hrana ne definește pe noi ca natură creată, care trebuie să ne hrănim permanent din Creator, altfel murim. În gol de divin, noi ne autoconsumăm până la distrugere. Încercarea de a compensa hrana din elementele naturii este relativă și provizorie. Doar hrana divină ne dă și ne menține viața propriu-zisă. Aici intervine păcatul cu urmările distrugerii. Și concretul hranei divine este chipul pâinii. În rai, pomul vieții era preînchipuirea acestei hrane. Mâncarea din pomul oprit este tocmai autofagia, mâncarea din propria natură. Mistic și teologic, hrana divină este însoțită de acea savoare divină numită iubire. Autofagia este autoplăcerea propriei substanțe, care se transformă în desfrâu. De aici importanța hranei în practicile mistice ca rememorarea hranei divine peste memoriile de desfrâu ale propriei substanțe. Între Dumnezeul Creator și creație este taina trupului iconic divin, hrana vieții noastre. Prin păcat, noi am golit de divin propriul trup care astfel se autoconsumă până la distrugere. Neofit pusnicul pune mare bază astfel pe hrana din trupul iconic cristic care este rememorarea hranei divine în memoriile create. Șarpele demon îi momește pe Adam și Eva cu mâncarea care nu are chipul de divin, ca o cunoaștere a naturii create în lipsa divinului.
Aceasta înseamnă tocmai ruperea firii naturii create în două, ca fire bună, așa cum a creat-o Dumnezeu, și ca fire contrară, care nu mai are modelul divin. Și așa a apărut o substanță stricată care duce la moarte. După căderea din rai, omul este scos afară, dându-i se o compensație de hrană divină, ca pâine, care să-i mai mențină viața. În sudoarea feței tale îți vei mânca pâinea ta. Deci chipul pâinii este singurul chip al hranei ce mai păstrează chipul divin în el. Toate celelalte sunt hrană de umplutură și de substanță de creație, fără legătura directă cu chipul de hrană divină. De aici chipul sacru al pâinii care nu poate fi înlocuit cu nimic. Neofit pusnicul insistă în mod deosebit asupra acestui iconic al pâinii, fără de care corpul nostru nu poate reintra în sacralitatea firii, așa cum a creat-o Dumnezeu. Așa, cel ce practică isihasmul nu poate fără mistica iconică a pâinii. Acest chip este chiar mai mult, este chipul trupului lui Hristos făcut euharistie. Chipul pâinii este nu numai chip de materie, corp obișnuit, ci de trup ceresc din care se hrănesc și îngerii cei spirituali. Pâinea este chip de suprahrană, arhechipul pe care se modelează orice hrană. Dacă nu ai chipul pâinii în hrana ta, orice altceva mănânci este spre moarte, nu spre viață. De aici memoria adâncă de a mânca orice mâncare cu pâine. Fără aceasta, parcă mâncarea nu se asimilează ca viață, ci ca încărcătură și explozie. Chipul pâinii este traducerea în substanțialitate a arhechipului logosului creator prehristic, ca viu divin tradus și în viu de creație și totodată în unire și asumare reciprocă. Creația pe acest arhechip se structurează ca ființialitate creată, fără de care nu poate avea structură. Și știința recunoaște că legile naturii au dincolo de ele o suprastructură care le face să fie legi. În acest sens este și suprastructura substanțială a chipului pâinii, care structurează apoi pe modelul său structura de viață în corp. Toți ucenicii pusnicului Neofit sunt obligatoriu mâncători în primul rând de pâine. Și tradiția Sfinților Părinți este postul cu pâine și apă. La Neofit se face și o adevărată mistică a chipului pâinii. Mai mult, pusnicul Neofit cultivă o hrană cu pâinea pusnicească, necoaptă, ca aluat uscat la aer sau la soare, care se dovedește practic de o valoare deosebită, atât ca hrană, cât și ca sacroterapie. Cea mai mare nenorocire a multora de astăzi este că au uitat acest arhechip al hranei cu chipul pâinii, introducând bucătăria hranei căderii. Cel ce practică isihasmul după specificul lui Neofit trebuie să-și restructureze corpul după suprastructura iconică a chipului pâinii. Chipul pâinii este prin excelență iconicul lui Hristos, care se face trup pentru a ne da nouă viață. Cuvântul său evanghelic este pâinea pentru suflet și pâinea de grâu este pentru corp. Iar mai presus de acestea este trupul, pâinea euharistie, care le unește și le ridică la chipul cosmic ceresc. Cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și sunt viață. Iar din lirica părintelui, imnul Sfinților. După metania adusă după cuvință lui Dumnezeu, celui întreimea dincolo de toate, cui să mă închin mai întâi? La care sfânt să mă plec primul? Toți au același chip de sfinți, deși fiecare cu fețe diferite. Pe scaun stă Sfântul Sfinților, El, Hristos cel Dumnezeu și făptură, chipul arhieriei preoției. Și în jur toți ceilalți încete diferite, mai întâi Maica Domnului, chipul Bisericii Sfinților. Îngeri în toate culorile cerului, natura cu toată mireasma florilor și luminile astrelor și sfinții oameni în toate virtuțile. Eu, umilul și păcătosul, mă cutremur de atâta slavă. Către cine să îndrept ochii? O rană ce mă înfricoșează și mă doare până în oase văd pe trupul lui Hristos. Este rana păcatelor mele. Văd o brazdă adâncă pe chipul Maicii Domnului, pe care curg lacrimile păcatelor mele. Din mulțimea nenumărată de îngeri, văd un chip întristat și totuși zâmbitor.
pe îngerul meu cel bun și păzitor. Din mulțimea de sfinți văd pe sfântul meu, îl recunosc după însăși ranele mele, care sunt totodată și ranele lui. Ce cântare să aduc înaintea acestei priveliști? Mă închin, privesc și tac. Nu merit să mă împărtășesc de această minunăție și totuși mi se dăruiește. Doar închinându-mă pot aduce răspunsul meu. Cristi m-a colectat mai devreme și a spus nu despre lucrurile este ci de toată. Și mulțumesc pentru acest lucru, pentru că acest seminar s-a întemeiat cu acest gând pe care doamna profesor Natalia Diaconescu ce va închide oarecum ziua de astăzi. L-a pus în discuție în urmă cu mai mulți ani. Și anume să ne întâlnim, să citim și să ne împărtășim împreună din textele Părintelui Ioase. În acest motiv le mulțumesc în mod special doamnei Gabriela Iacob și doamnei Cristina Neco, pentru că au pus în scenă, și nu au făcut așa cum aveam trecut în program, ci au pus în scenă ceea ce ne-am propus de foarte mult timp să facem, și anume să citim mai și textele Părintelui Ioase. Vă mulțumim încă o dată pentru